Aseară, bun găsit la Fotbal Show. Mai avem un ultim meci de văzut în această rundă din Superliga României. Se joacă Dinamo Petrolul, un meci cu totul și cu totul special, pentru că sunt doar copii în tribune după această decizie bizară, a spune, de a închide porțile stadionului și de a nu lăsa oamenii să se bucure de fotbal, de a nu lăsa fotbaliștii să se bucure de spectatori și așa mai departe. Vorbim sigur de subiectul ăsta, dar Dinamo face ceva cu totul special, ceva ce nu s-a mai văzut. Galeria merge în sală, în sala acolo unde de obicei încurajează echipa de handball, și de acolo cântă, iar în boxele stadionului se vor auzi cântecele, ceva special. Avem o echipă acolo și o să vedem înaintea meciului care e atmosfera, cum se pregătesc fanii de acest meci. Avem un antrenor nou în Superliga României, avem un jucător desfințat, Rada Slavescu, vedem cât de slab a fost ieri, dacă chiar trebuia schimbat, și vorbim și de alte subiecte. Cristi Dulca, Ionuț Rada, bună seara! Bună seara! Bună seara! Interesant ce va fi la Dinamo, abia aștept să văd cum e atmosfera acolo. Ați jucat fără spectator, cred, meciul, nu? Cred că e groaznic, da, să joci fără. Eu cu Național la Femin jucam pe Arcul de Triumf, da. Și fiind așa un stadion mai cochet, mai micuț, chiar cu un gazon chiar foarte bun, când am jucat noi, ulterior s-a stricat, chiar era o atmosferă bună și chiar simțeai publicul lângă tine. Deci, păcat de Dinamo că nu joacă cu spectatori, dar, cum ai zis și tu, o chestie inedită, faptul că merg și cântă și se aude în difuzoare. Oricum, mi se pare cea mai proastă idee să închizi un stadion, pentru că niște oameni fac ceva, fac o prostie. Fac, da, un lucru ilegal. Pedepsește-i pe aia și lasă stadionul deschis. S-a tot discutat în ultimul timp, Vlad, și din păcate tot lăsăm așa lucrurile cumva neterminate. Mm-hmm. Și ca lege, și ca interpretare. Dar ne temem să... Dar cumva decizia. Ne temem să punem o lege. Bineînțeles că, până la urmă, să încurajăm oamenii să vină la stadion. Foarte să clar. Vedem acel spectacol în tribune, dar să nu depășească o anumită limită. Dar, din păcate, așa cum am spus, acest fotbal, sau sportul, fără suporteri, nu are sens. Farmec, da. De aia a fost făcut. Toni Da Silva la Iași. Cum au educat spectatorii? Cum stau? Acolo sunt legi în care, nu știu, intri pe teren, nu mai vii la meci un an de zile. Sau niciodată. Sau poate. Niciodată, dacă în funcție de gravitatea... Da, sunt niște decizii drastice pe care le-au asupra oamenilor trebuie... care fac... Da. Dar doar asupra celui care greșește. Nu, da, închide toată tribuna asta, nu ce să spun, să nu meargă nimeni. Toni Da Silva, antrenor la Poli Iași. Asta e chiar o știre șocantă. Da, este neașteptată pentru fotbalul nostru. Știm doar ca jucător, mi-a fost coleg la CFR Cluj. Mă bucur pentru el. Cine e Toni? Uite, asta e Toni fotografia, Consisau. Poate și-l amintesc așa. Toni Da Silva, da. Fost un fundaș dreapta al CFR-ului, a jucat cu el câțiva ani. Da, am jucat chiar în prima, exact cum am ajuns la CFR, era încă la CFR Cluj. Știu că... Și-a pus ochelari în rezii la fel. La fel de zâmbitor, da. Într-adevăr, nu mă așteptam sincer la această decizie, mai ales că Iași este într-o situație dificilă să facă un experiment, pentru că, până la urmă, aducerea lui la Iași este un experiment. Probabil se gândește că și dacă în cel mai negru scenariu retroadează, să plece cu el din Liga 2. Ciudată decizie, Cristi. Da, nu știu ce să zic. Clar, nu are experiență ca antrenor principal la, nu știu, a fost secundul lui Toni Consesau la Camerun, nu? Da, la Naționala Camerunului, fost... vine din Liga 3 acum, a antrenat ca principalul echipă în Liga 3, secund la Paco Ferreira, Cornel Schweitzer în direct cu noi. Bună seara! Bună seara, bună seara! Ne-a surprins domnul Schweitzer cu decizia asta, i-a aduce pe Toni. Cum de v-ați gândit la el? Am mai zis și astăzi la conferințe. Cheia succesului în fotbal o să ai destul de expertiză și licențe, că nu s-a făcut nimic în cheia succesului, și la ultimele trei retrogradări ale Iașului două au fost cu antrenori care au lucrat în Champions League. Și nu uităm că în fotbalul românesc în ultimul timp au fost antrenori care au primit șansă, antrenori mai, zicem, tineri, mai slab cotat sau jucători importanți în Superliga. Și am luat decizia asta, știți foarte bine, 27 de ani sunt implicat în fenomenul fotbalistic, în calitatea care am avut-o, finanțator, sponsor, am ocupat un pic și partea asta de coordonez activitatea în club, că a fost la Botoșan, că a fost la Șepși,
sau acum mai nou la Iași, în calitate de președinte al comitetului director, unde am sub mine un staff administrativ, un manager, vicepreședinte, dar mai ales în situația în care este Politehnica, atât deja am 2 ani și am fost implicat și am supravegheat lucrurile din toate punctele de vedere. S-au întâmplat lucrurile la Iași de punct de vedere administrativ, prin stadion, și am fost tot timpul conectat și am dorit să supraveghez și am fost susținut de autoritățile locale, se întâmplă lucruri prin baza de pregătire prin stadion. Și acum mai preocupat pentru că suntem într-o situație delicată, cu 7 etape înainte de finalul campionatului, când am intrat în hora retrogradării de sfere realiști, alături de voluntari, de FC Botoșani, sunteți acolo, da. Craiova, da. Să recunoaștem. Și știți foarte bine, repet, am susținut, am lucrat cu puțin tehnicieni în 27 de ani, cât a fost în 10 ani de Liga 2 și 11 ani de Liga 1. Am tot numărat, i-am susținut în ultima clipă, că a fost Leo, că a fost Orac, Popovici, Pusta, Ecuatele Nachi și cât sunt, că foarte mulți antrenori, Viorel Turcu, regătatul, am avut antrenori, da, aș aminti doar câțiva. Tot timpul i-am susținut de când am intrat în semnul fotbalistic și am fost omul care am ținut aproape și la bine cum zice și la rău și am încercat să scoatem echipa din impas, am încercat să facem lucrurile bine împreună cu ei, am încercat să promovăm tineri jucători. Lucrul care s-a întâmplat și cu Leo în toate mandatele lui și eu mulțumesc public oricând și cu Leo la fel vreau să ne avem relații de respect reciproc și în viitor. Să confruntăm putem preocupați să dezvolte tineri plecând de la Paul Pap și închei, nu mai spun, din Moruțan și Ilie, care eram în lot acum, jucător de doar 16 ani, care face luna aceasta la finalul aprilie, și nu mai el. Dar acum a fost o lipsă a rezultatelor și știți cum e în fotbal. Lipsa rezultatelor a avut Leo, a avut susținerea mea personală și a colegilor mei și a celor din jur și autorităților locale. Deci a avut, cred că, susținerea tuturor. Dar acum, când după două eșecuri, aș spune, usturătoare și jocuri destul de modeste, mediocri, aș spune, la Galat, când am început play-out-ul și chiar dacă ultimul joc la Oțelul Galat mi-a dat speranță după o primă repriză bună, acea remiză, ultima etapă în sezonul regular, în play-out n-am arătat bine și la Botoșani două înfrângeri și ultima înfrângere la Botoșani când am analizat și eu de obicei nu iau decizii la cald, cred că o singură dată am mai luat, adică a doua mi-aduc aminte, după un meșter cu Poliaș. Și... deci acum cam la cald. Dar pe mine mă interesează cum de-ați ajuns la Toni da Silva. Doar știți foarte bine, aveți modelul Petrolul Ploiești care tot timpul s-a vehiculat numii și n-am vrut să fiu în situația lui Petrolul, să fiu refuzat. Doi, eu vreau antrenor principal la meci de luni și antrenorul l-am pe teren acum. Uh-huh. O prezentare, e o săptămână plină și n-am avut un antrenor interimar. Cam astea criteriile pe care și al patrulea. Dar v-a convins ceva la el? Adică l-ați urmărit? Toni și am aminte. Toni, mi-aduc aminte chiar o finală de Cupa României, că mi-aduc aminte că era Paul Pap la Vaslui, jucător ca Lampa la Vaslui, era împreună cu Leo și am să-i minte că am fost la meciul ăla și am și chiar cu Cupa cu Iuliu Mureșan, când a câștigat, era capitan de echipă la CFR. Cunoaștem bine și noastră cunoaște istoricul Toni. Și ca jucător, da, ca antrenor nu știu. Ca antrenor, verificați mai bine. A fost și cu jucători de valoare la Naționala Camerunului și... da, a fost secur la Camerun, da, corect. Eu am analizat mai bine și mi-a plăcut la primul telefon de sâmbătă seară, că am vorbit două ori sâmbătă noapte. Cunoștea deja, el s-a uitat când a fost la meciul Rapid cu la Craiova și a fost văzut și meciul Politehnic. Asta am un punct în plus, pentru că, în afară de faptul cunoștea că de jucători, dar nu este să pierde buș la vestea pe lume, mi-a spus el, dar cunoștea despre Bordeanu, despre Ilie, a văzut jocul. Deci era preocupat și... da, toată noaptea, chiar m-am gândit, n-am putut să dorm la 3:30, mai vorbeam cu colegii mei, și a doua zi am adus la ora 10, când l-am sunat, nici nu știam că Paștele, el este catolic, Paștele catolic, la ei astăzi am aflat
Și omul și-a zis că am nevoie de, am mai avut o discuție cu el, cum vede fotbalul, sistemul de joc, ce a văzut la poli, bine și rău. Și când am văzut, cunoaște majoritatea lotului și cunoaște, deja urmărea fotbalul, cunoaștea Superliga, cunoaștea jucătorii, vă dați seama că a fost o surpriză plăcută și pentru mine, dar a fost doar o discuție în prima fază. Interesant. N-a fost. Asta a fost, toată lumea se mire de ce. Am răspuns eu de ce. Acum, da, da, da. Eu sper să am lotul câștigător. Eu știu foarte bine, a fost un campion, un pitbull, un jucător devotat, un bărbat, aș spune, în teren și un exemplu. Da, și știți ce e interesant, domnul Schweitzer, că în România se lasă așa impresia că se învârt niște antrenori și tot se învârt antrenorii aia pe la echipe. Și poate că e bine uneori să mai vină niște nume noi, să mai vină niște... Păi, dar vă spun ceva, nu dau nume, niște oameni importanți m-au felicitat. Cred. Care a fost în fotbal, care a băgat bani și a văzut. Ma să vedem dacă vă iese, sigur. Cu acum, de ce v-am spus adineauri? Cine are cheia succesului? Poți să ai... N-are. Păi, de ce? Eu v-am spus din start. Cine v-a felicitat? Au fost câțiva oameni care chiar m-au felicitat. Da. Tony e pitbull și ca antrenor? Cunoscători ai fenomenul, e foarte bine. Am înțeles. Tony e un pitbull și ca antrenor? Vedem, am văzut mesajul lui, am fost că l-am prezentat, am fost investiat. Bă, cred că o înțeles bine și jucătorii, pentru că nu e vinovat numai Leo Rozavo, le-aș spus în vestiar, nu e vinovat Leo, adică numai Leo. Și ei sunt principalii vinovați, pentru că am avut o zi neagră sâmbătă, da, managerul din jucătorii. Club, Florin Breaur, era ziua lui 42 de ani și eram pregătit de altceva și chiar am fost supărat. Aveau pierdut bani în două jocuri, bani destul de important în cele două jocuri și vă dați seama că toți au. Da, sper că, cum i-am văzut, cum îi văd acum la... Când mi-am făcut timp să rămân și aici, ei am văzut conectat așa de când au ieșit și asta am dorit să fie antrenorul pe teren de la primul antrenament. Da. Luni vom avea o finală, nu o finală, cu Craiova. Cu Napoli, 7 finale vom avea până la final, dar fotbalul ăsta imprevizibil, cine va lega 2-3 victorii, cine va fi, sunt sigur, va scăpa din zona aia. Eu am trăit momente de astea când am legat 3 victorii și am trăit bine acolo, că a fost la Botoșan Clașep și să fie, să rămâi pierdi multe puncte, va fi un play-out cu sufletul la gol, e clar, până dacă am nimerit campioana așa în acesta din liceu, de că va fi FCSB, am trecut, am dat farul an la rând pe CFR, nu m-am înșelat și pare că FCSB va fi campioană deja la tot ce e serioasă, rămâne noi să ne luptăm în zona retrogradării. Cristi Dulca vrea să vă... Salut, salut, Cornel, Cristi. Cine? Dulca. Cristi, Dulca. Da, te-amas. Te salut. Mulțumesc. Chiar îmi pare sincer rău că n-a reușit Leo, pentru că voi ați mai lucrat împreună. Avem 5 mandate. Da, 5. Un antrenor foarte bun și cred că a adus greu aceste echipe, pentru că a reușit să facă o echipă bună. Sigur că au plecat câțiva jucători, nu? V-ați despărțit de câțiva jucători. Da, din păcate, Cristi... Și asta cred că a făcut ca echipa să nu mai arate cum a arătat, de exemplu, anul trecut, zic eu. Adevărat, am debutat prost, cum se poate mai da. Prost. Așa 0-6 și înaintea jocului cu Șep și s-au accidentat 2 jucători importanți. Mihai Bordeanu și Alin Roman, jucătorul cel mai important, că am pierdut în mijlocul 2 jucători cei mai importanți a noștri, au venit în victoria cu Cluj, care ne-a dat speranții, victoria cu Rapid, a fost așa, lui Felip era important pentru noi, simt realiști, dar exact. Cred că ea mai avea nevoie de Poliaș, cred că făcea un retur foarte bun la ea și că sunt realiști, am adus alți jucători, am avut nevoie de acomodare, dar Cristi, tu știi foarte bine că ai destul de experiență și rutină pe zona asta, dar... Da, așa nu fac este. Pentru că eu pe Leo știi foarte bine. Nu, dar referitor la tot... Încă o dată public și pentru lucrurile extraordinare care le-a făcut și la Iași, nu numai la Iași, unde a lucrat și promovarea de tine jucători și dărirea lui, implicarea lui în club, modul cum... Experiența lui, până la urmă, experiență. Da. Nu, dar referitor la Tony vreau să spun că chiar înainte de emisiune povesteam aici și ziceam că nu este un antrenor cu experiență și chiar așa și este, dar
faptul că a fost un jucător mare, cred că în vestiar are un impact, pentru că eu știu ce înseamnă să să intre un antrenor cu personalitate și cu trofee și cu campionate câștigate, altfel te respectă jucătorii și probabil așa va fi și la, mai mult ca sigur, nu probabil, așa va fi și la ea și va fi un impact pentru ei și în fața unui astfel de meci, cred că ai făcut o mișcare inteligentă. Da, dar se vede cum... pentru că, repet, m-aș bucura să am văzut câștigător și că tot timpul am avut bună bună la antrenor, știi cum e. Bine, acum ați liber de contract, dar nu mă așteptam să dai. Stai liniștit că te știi foarte bine că te-am avut în vedere. Dar nu puteai pleca. Bine, baftă multă. Cunoști? Da. Mulțumim mult, baftă cu Toni. Îl urmărim pe Toni și la Poliaș. Te-a trecut pe listă. Dacă deci nu iese cu Toni... Am fost pe listă. Ai fost, ești acolo, dacă nu iese cu Toni. Ții degetele încrucișate. Nu. No, dacă le ții încrucișate, se întâmplă, da, nu e bine, corect. Toni, știi că la un moment dat se vorbea că va fi președinte la CFR. Spunea Iuliu Mureșan, el va fi următorul președinte. Da, era un jucător așa... Cum e, rău, așa? Nu, adică eu ca coleg așa îl știam, un jucător foarte jovial, relaxat. Bine, în timpul antrenamentelor punea pasiune în tot ceea ce făcea, dar un jucător așa de echipă. Un jucător de echipă și unul care punea suflet. Hai să vorbim puțin și de subiectul Rada Slavescu. Ați văzut ieri schimbarea lui Rada Slavescu, 28 de minute? Ce ziceți? Da... Aici, bineînțeles, începem prima dată cu ce impact are asupra unui tânăr jucător astăzi. E clar că... Te distruge? Da. Neapărat da? Că te distruge, da. Dar e dificil pentru jucător. Uite, că colegii au scos fazele lui Rada Slavescu, între timp să le și urmărim. Fazele, ce-a făcut el? De ce l-a schimbat Gigi Becali? Uite, aici pierde o minge. Da, sunt multe faze, Vlad, într-adevăr. Aici se înjură cu cineva acolo. Ei, aici greșește el, în primul rând. Da. Indiferent că te înjură. Iar răspunsul nu-i suport. Nu ai voie să ești concentrat la meci. Uite, încă o minge aici, încă o combinație. Am văzut o minge pierdută. Aici nu continuă acțiunea. N-a făcut un meci bun. Se vede din fazele astea. O să vedem și niște cifre. Ăla a fost dribbling-ul care a ieșit de aici, un singur dribbling. Aia se zice că a fost o fază bună. Bine, Vlad, acum... Cum vi se pare asta? Vi se pare că e descos? Dacă vrei să vezi toate greșelile și vrei să schimbi un jucător, clar îl schimbi. Nici că n-a alergat în față, că a alergat în spate. Că n-a dat pasă în față, a dat în spate. Adică el probabil a fost introdus ca să fie schimbat. A fost atât de slab, Cristi, din fazele astea încât trebuia schimbat? Adică în 28 de minute, poate îți dă gol în minutul 35, nu știi. Adică tu când introduci un jucător titular, îi dai... Și ok, uite, am mai făcut niște greșeli, am mai primit niște mici, dar nu au fost greșeli catastrofale, nu? Au fost gafe enorme. Ce ziceți? Nu, eu zic că faptul că s-a înjurat cu spectatorii nu e ok. A, bun, adică aia da. N-ai voie să răspunzi, ești profesionist, ești... Cifrele lui de ieri, iarăși, eu nu știu, sunt cifre, să scoți? E un jucător tânăr, Vlad. N-a jucat de foarte mult timp. E normal că intri cu emoții, intri, să spunem așa, direct într-un meci important, cu farul. Deci sunt foarte multe lucruri la un jucător. Pe de altă parte, așa cum spuneam, el e de ceva timp acolo și nu reușește să se impună. Chiar dacă are doar 19 ani, el a venit totuși cu un jucător transferat, un jucător de... cu un viitor frumos, toată lumea îl lăuda. Deci îl învinovățesc și pe el cumva. Că, bineînțeles, că un jucător tânăr, clar, îi se va da credit în continuare. Și am văzut și declarația patronului, că o să spună normal, că nu o să pot să îl dau afară, este un jucător tânăr. A dat și bumper. Da. Asta spun. În același timp și jucătorul trebuie să înțeleagă că, da, nu i-a căzut bine, dar în același timp cred că ar trebui să-l trezească această schimbare. Adică să ia din rău ăsta, așa dacă putem să-i spunem, să învețe niște lucruri care să-l ajute, nu știu, să fie mai pregătit,
să nu mai piardă mingi, să intre cât mai repede în meci, pentru că, uite, nu există răbdare. Să nu se mai înjure cu suporterii, cum spune Cristi. Da. De, vezi că în iarnă patronul a zis că vrea să renunțe la Radea Sălescu, adică și acum îl bași titular, îl scoți. Adică, bine, da, am înțeles o corect, n-a fost un mediu care să-l ajute pe el, să-i dea încredere. Am înțeles că putea să meargă la Botoșan și el n-ar fi vrut, a zis că da, rămân să mă... Da. Să-l... Ceea ce este de apreciat, dar în același timp, asta spun, că momentul în care intri și ai mai multe mingi pierdute, mai e și faza asta în care probabil l-a prins chiar camera când se înjura cu vreun suport sau cu cine s-a înjurat acolo, clar, cumva poate au pus capac. Dar în același timp, pe lângă că și noi am trecut prin situația asta, e clar că nu-ți cade bine, dar în același timp trebuie responsabilizați acești jucători. Uh-huh. Să înțeleagă că sunt la o echipă importantă, știu ce patron au, da, și că orice moment poate să fie taxat. Adică decât să căutăm tot timpul scuze că este tânăr, că mai tu bine... Tu ce ai face în locul lui acum? Păi eu am spus, sunt ai două cere să pleci sau ai continua? Asta zic, sunt două posibilități. Mergi la patron și spunem reziliem sau gata, plec. Uh-huh. Sau de-a doua zi te duci și zici, bă, mănânc pământul. Și tu ce ai face? Eu, cum am fost în multe situații, am mâncat pământul. A fost o singură dată când tot așa trebuia să merg la Steaua, eram la Steaua și tot așa, era cu lăcătuș, nu mă băga, dar deloc. Da. Am cerut să plec. Am mers și pe jumătate de salariu, numai să joc. Ah, deci tu ai cerut să pleci. Am cerut și am lăsat jumătate din bani ca să plec să joc. Ai cerut să pleci, n-ai mâncat pământ. Da. Dar sau ai mâncat pământ înainte? Am mâncat pentru că nu m-a lăsat să plec. Dar vreau să zic, ai astea două posibilități. Închizi contractul sau te duci și spui, domne, ce e nevoie să fac. Uh-huh. Cristi, tu ce ai face în locul lui? Eu m-aș duce la FCSB. Interesant. No, clar, cum a zis și Ionuț, trebuie să fii întâlnă, trebuie să lupți pentru, cum îi spunea și la Marco, băi, a fost schimbat după o repriză. Da, a zis, trebuie să te lupți pentru a-ți câștiga locul în echipă, trebuie să demonstrezi. Și sunt convins că și Radu Slavescu la antrenamente e un jucător care trage, adică nu... nu știu, mi-e greu să răspund la întrebarea. Au trecut mai mulți jucători prin situația asta, Vlad, și e greu. Adică aici cred că depinde cu experiență. Foarte... Jucătorul cu experiență și depinde de fiecare jucător. Cât de mult rezistă la presiune, cât de mult rămâne... Nu știu cât de didactic e așa, dacă e corect cu un copil așa. Luăm pauză, ne întoarcem, o să vorbim și cu Dani Coman, care le răspunde din auviștilor după acuzele primite și mergem și să vedem cum se pregătește, cum se pregătește suporterii lui Dinamo de meci, ei nefiind pe stadion. Ne-am întors să va juca Dinamo cu Petrolul într-un meci în care au voie doar copiii după incidentele de la meciul cu UTA, care au închis stadionul total. Vedem aici imagini de la ambele locații importante pentru Dinamo astăzi. În dreapta e stadionul, unde intră doar copii, și în stânga, unde se adună suporteri în sală, ca să cânte, pentru că cele cântece se poată fi auzite prin boxele stadionului de către jucătorii lui Dinamo. Ceva inedit, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Dar e de apreciat că au inițiativă fanii lui Dinamo, nu se lasă. Da, cumva și suporterii rapidiști, fiind într-o situație oarecum asemănătoare, au găsit o soluție, mergând pe stadion Giulești, susținând de acolo echipa, cred că și Dinamo la fel, încearcă să... Foarte bine. Da, e un lucru, bine, e un lucru prostie, frumos. Eu sper să pe fie de altă parte, ultimul Vlad... stadion închis în România, nu mai vedem stadioane închise, nu e normal așa. Pe de altă parte, Vlad, suporterii ar trebui să se dezică de acele persoane care sunt aceleași, care instigă asta, și... Da. Adică... Păi cei care instigă fac ceva, adio, nu mai intră pe stadion. Că, pe de altă parte, și acei suporteri, pentru că sunt cam aceiași. Adică nu apar alții noi. Da. Aici, dar cumva... nu e normal să interzici unui suporter care n-a făcut exact nimic rău. Și cluburile respective ar trebui să contribuie cumva la educația ultrașilor, mă rog. Nu cum? Știu, să ai săptămânal câte o discuție cu ei sau, mă rog, da, multe discuții în care să le... atrage atenția asupra anumitor lucruri. Bine, dacă găsești... Păi sunt lideri de echipe, sunt lideri, mai mulți lideri sau un lider la o echipă și stai de vorbă cu ei, pentru că cluburile am văzut foarte multe și mari amenzi. Adică să primești 200.000 de lei sau 20.000 de lei amendă pentru un club. Crezi că interesează pe cei care comit aceste acte? Interesează că clubul nu mai joci cu spectatori, n-ai, cum, uite, cum era da, tipul, suferă, știi Dinamo, cum e că suferă, nu suferă cei care comit aceste fapte. Ei rămân în treaba lor.
Dar suferă spectatorii, suferă copiii care vor să meargă cu părinții la meci. Exact, și... suferă clubul, suferă telespectatorii că văd un meci urât, fără, pentru că un meci fără spectatori e un meci urât. Și mai departe, toată lumea are de pierdut din cauza unor oameni, unor huligani de multe ori care nu fac cinste, adică și asociați așa. De ce să-i băgăm pe toți în aceeași oală? Doar că țin toți cu Dinamo, nu e normal. Nu. Tocmai asta spun, că și suporterii ar trebui să se dezică de acele persoane. Adică corect, să cumva să ca nu mai asculte, să nu merge mai, adică și noi spre normalitate, cum spunea Cristi. Afară de ce nu se închid stadioane. Dani Coman în direct cu noi, bună seara. Bună seara. Parcă e o întâlnire aici a foștilor rapidiști. Cristi Dulca, eu nu Radan în studio. Ei, salut, cu drag. Salutare. Dani, te-a sunat pentru o reacție legată de, în primul rând, de ce spunea domnul Nicolescu de la Dinamo. Cred că v-a deranjat foarte mult acea declarație. Ai văzut că Hermannstadt era ținta directă. Da, eu chiar l-am apreciat pe Nicolescu pentru faptul că a pus umărul la momentul respectiv pentru Rapid. Dar văzând declarațiile pe care le tot face în ultimele zile, mă face să cred doar că vrea să ascundă neputința lui, vorbind de alte cluburi și vorbind de alți oameni. Eu nu cred că mai poate păcăli pe nimeni, nici măcar suporterii echipei Dinamo. Sunt oameni care se pricep la fotbal, care au pus umărul la redresarea clubului, iar trebuie să înțeleagă că pe acei oameni nu îi poate păcăli cu afirmațiile pe care le face. Am văzut că a făcut o declarație că i-a lăsat un gust amar. Probabil o fi mâncat ceva sau o fi băgat altceva în gură de i-a lăsat un gust amar. I-a lăsat un gust amar partida voastră de la Voluntari. La asta s-a referit, n-am știut. O fi mâncat ceva, spui. Probabil, o fi mâncat ceva și i-a lăsat un gust amar. A lipsit total intensitatea, spunea referitor la meciul lui Hermannstadt. Eu am spus-o și după meci, am făcut un meci foarte slab. Dar asta nu înseamnă că Hermannstadt-ul joacă la meciul cu Dinamo cu altă intensitate sau că își dorește mai mult. Nu. Noi ne dorim la fiecare meci să câștigăm. Lumea mă cunoaște atât pe mine cât și pe Mălda. Suntem doi oameni de fotbal, doi oameni care am jucat fotbal spre deosebire de alte persoane. Doi oameni care știu ce înseamnă să prind și o zi mai puțin bună și chiar și o zi proastă. Da. Este un sport și se pot întâmpla și astfel de lucruri, sunt și astfel de momente. Dar de la afirmațiile pe care le-a făcut până la realitatea pură, e cale lungă. Oricum, ne vom gândi și vom merge la comisie să vedem dacă cei de la comisie au aceeași părere. Deci o să reclamați la comisie? Da, 100% îl vom reclama. Nu e normal să facă astfel de afirmații. Rău, nu. Da, eu tot sper cu noua generație de conducători ca la un moment dat să văd ca atenția să fie doar asupra clubului. Păi, Nicolescu e din noua generație de conducători. Asta spun. Eu spun general, pentru că de multe ori știu că e frustrat rezultatul, știu că sunt implicați direct acolo și de multe ori se duce atenția sau se duce, nu știu, sunt aceste acuze către alte echipe, către alte locuri, să spunem. Adică eu îmi doresc din noua generație de conducători să văd că atenția este doar asupra echipei. Și am avut exemple săptămânile trecute de la alți conducători când vorbeau. Adică, până la urmă, nu cred că clubul pe care îl reprezint este 100% organizat, jucătorii sunt cei mai buni și automat problema este în altă parte. Asta ar trebui să se întâmple, Ionu. Să vorbim fiecare de clubul pe care îl reprezintă. Și asta am făcut tot timpul. Nu mi-a plăcut să vorbesc de niciun alt club. Chiar și când mă întrebau de Rapid, deși poate că aș fi îndreptățit să vorbesc, nu mi se pare normal. Acolo sunt conducători, sunt oameni de fotbal și nu e normal să vorbim noi de alte cluburi. Dar să mai facem și astfel de afirmații.
Cum ți se pare ce s-a întâmplat la Hermannstadt în ultima perioadă? Dezamăgit că n-ați prins play-off-ul, dezamăgit de cum a început play-out-ul? Suntem dezamăgiți cu toții că nu am prins play-off. Am fost la un pas de a prinde primele 6 locuri. Din păcate, nu am reușit. Dar suntem un club care a crescut frumos, care a crescut organic. Un club la care ne dorim să facem performanță, nu să ne oprim aici. Deci să ne așteptăm ca Hermannstadt să-și propună mai mult în sezonul viitor. Aveți și susținere financiară? Ne vom propune alte obiective anul viitor. Da, este stabilitate din punct de vedere financiar, avem susținere, avem un stadion frumos, avem oameni care ne apreciază și vin la antrenamente, vin la meciuri. Asta ne bucură pe noi. Să vedem oamenii fericiți că pleacă de la stadion. Pe noi ne bucură când se propun lucruri mai mărețe, mai importante. Deci la anul Hermannstadt obiectiv play-off-ul, clar, nu? În primul an am promovat, în al doilea an am reușit din punctul meu de vedere o performanță, ținând cont și de cele 9 puncte pierdute la comisie. Anul ăsta am fost la un meci de play-off. Eu cred că anul viitor e normal ca Hermannstadt să-și propună ca obiectiv play-off-ul. Ai idee când s-ar putea să iasă clubul din insolvență? Ai ceva noutăți legat de asta? Sunt discuții pe care le am frecvent cu patronii echipei. Cred că într-o săptămână, cel mult două săptămâni, vom lua o decizie dacă se va ieși acum din insolvență. Bine, dar cred că, Dani, asta e un lucru important. Dacă se dorește un obiectiv așa important pentru anul viitor, ca automat vine ieșirea din insolvență. Adică n-aș vedea de ce să fie propus un obiectiv accederea în play-off dacă echipa este încă în insolvență. Adică ăsta cred că vine la pachet. Este perfect adevărat și ai dreptate. De-aia și spun că sunt discuții pe care le avem atât cu patronii cât și cu administratorii speciali și judiciari și discutăm și sperăm să găsim varianta cea mai potrivită pentru a ieși cât mai repede din insolvență. La momentul ăsta clubul este stabil din toate punctele de vedere, atât financiar cât și sportiv. Cred că avem o echipă bună. Cu ceva îmbunătățiri, sunt convins că Hermannstadt anul viitor poate intra în play-off. Tot cu Dani Coman, președinte, că am auzit niște bârfe că ar putea să pleci în altă echipă. Bârfe sunt tot timpul și s-a tot discutat. Vom vedea, la fotbal lucrurile se schimbă de la o săptămână la alta. Indiferent că va fi Dani Coman, că va fi Moldărășanu, important sunt patronii echipei care au ținut echipa în momentul în care a retrogradat și au decis să investească, deși știm cu toții că în Liga a doua nu mai sunt banii din drepturile TV. Ei sunt mai importanți decât nu ei. Dar tu ce ți-ai dorit? Ți-ai dorit și o altă provocare la un moment dat? Sau vrei? Eu îmi doresc să fac performanță. Deci am înțeles. Deci dacă se vrea performanță, rămâi. Dacă nu se vrea performanță... Ăsta este singurul lucru pe care mi-l doresc, să fac performanță. Nu-mi place să fiu perdant, nu-mi place să mă lupt pentru locul 10 în campionat. Corect. Mulțumim tare mult, Dani Coman, pentru intervenție. Baftă cu Hermannstadt. Te mai așteptăm la noi. Doamna, ce pe emisiune plăcută. Mulțumim tare mult. Da, uite, ce vorbeați voi de Toni, apropo de jucători, că ai fost jucător care tot ai câștigat, nu? Asta e și ca antrenor și ca președinte. Se transmite și automat, în felul cum pui problema acolo în interiorul clubului, îți dorești, pentru că, până la urmă, clar, vii de la niște experiențe frumoase și vrea mai mult. Și le vrei să le continui și în cariera de conducător. Crede-mă că referitor la speculații, îl cunosc foarte bine cu Moldărășanu, chiar am stat în cameră cu el. Da. Ca antrenor, de multe ori am vorbit, l-am urmărit, fiind fost coleg de-a meu, sigur că chiar îmi face plăcere să văd că are rezultate și încă l-am felicitat de multe ori după meciuri. Nu-l văd să... nu știu, să transmită echipei, să nu zic altceva, nu jucați sau lăsați-o mai moale sau faceți un joc în așa fel. Nu. Efectiv, cum a zis Dani Coman,
au făcut un meci mai slab, se poate. Adică... Da, cred că aici s-a văzut puțin și lipsa de experiență a lui Niculescu la nivelul ăsta de conducător. Sunt niște chestii sensibile. Sunt foarte sensibile, Vlad. Omul și probabil sub impulsul ăsta, supărării cauzate victoria. Lansăm tot felul de direcții către alte echipe, când de fapt, așa cum am spus, atenția trebuie să fie asupra echipei pe care... Dar rămâne o mare problemă în fotbalul românesc. Nu, credibilitatea încă nu e la cote maxime. Uite, dacă unii oameni își mai pun semne de întrebare asupra corectitudinii, n-avem credibilitate așa cum ne-am dorit. Da, că unii o declară, că unii nu o declară, asta e o problemă. Da, nu, aici total de acord, dar pentru că venim și din spate cu foarte multe experiențe neplăcute și normal, joacă un jucător slab sau prost sau echipa, s-a interpretat. Dar nu acceptăm cumva situația că este un meci slab sau nu au fost ceilalți mai buni. Hai să vedem ce spun fanii lui Dinamo, interesant. Avem niște voxuri cu fanii. Fanii lui Dinamo care vor cânta pentru echipă într-o altă locație, ceva unic. Bună seara, cu ce speranțe în această seară? Învinge Dinamo pe Petrol? Eu sper că da, că jucăm și acasă și avem mari șanse. Adică mai ales Parcul de Triumf, chiar dacă nu o să fie toți suporterii și o să fie copii, eu zic că avem prima șansă. Care e pronosticul tău pentru astăzi? 2-1, sper măcar. Cât de importantă este revenirea lui Politic? Cred că e cel mai bun jucător al nostru, cel mai tehnic și sper să marcheze sau să dea o pasă de gol. Cum ți se pare sancțiunea asta? E prea dură? 4 meciuri fără suporteri? Da, e destul de exagerată. Mă așteptam să fie măcar 1, dar 4 sunt și 4 sunt toate acasă, deci e prea exagerat. Ți-e teamă de retrogradare în condițiile acestei sancțiuni? Ți-e teamă că Dinamo ar putea să pice în sezonul ăsta? Un pic așa, acum cu sancțiunea aceasta. Dacă nu era sancțiunea, probabil că nu aveam așa mari emoții, dar acum, da. Bună seara! Salut! Cum pare sancțiunea aceasta? Mult prea dură? 4 meciuri fără suporteri? Mult prea dură, da. Și sper să nu rămână 4 meciuri, să se reducă la o singură etapă. Așa cred că o să fie. Unde ați venit în această seară și n-ați stat acasă să vedeți meciul la televizor? Nu prea pot să stau acasă când e vorba de Dinamo. E complicat. Acasă la televizor e greu. Așa, împreună cu prietenii și cu toată atmosfera pe care o facem, e altceva. De cât timp sunteți suporteri al lui Dinamo? De vreo 50 de ani. Da. E cea mai grea situație a echipei? Vi se pare mai complicat sezonul acesta decât cel al retrogradării? E un purgatoriu pe care sper să-l încheiem anul ăsta. E suficient. Adică am trecut prin toate cele urâte și eu zic că acum cu vestea bună că se va face stadion o să se adune energiile altfel și o să fie bine de la anul. Cum vi se pare partida din seara aceasta? Bate Dinamo pe Petrol? Bate, da, bate Dinamo pe Petrolul. Nu o să fie ușor. Mă gândesc la un 3-1. Cel mai important jucător Politic revine. Cum vedeți revenirea lui? Este esențial el pentru Dinamo în acest moment? Chiar mă uitam la formula de stat. Cred că asta e formula ideală pe care o avem în momentul actual. E cea mai bună echipă pe care o putem alinia și o veste foarte, foarte bună că s-au refăcut cei accidentați. E bine. Bine, mulțumim mult! Dinamo are fani adevărați și fanii trebuie lăsați pe stadioane să mai fie închise tribunele. O să vedem și noi echipele. Am văzut ce spunea și așa ultimul avem suporter. Foarte puține echipe care au exact suporteri, da. Suporteri adevărați și atmosferă la meci și noi închidem stadionul. Dar, sigur, cei care greșesc trebuie aspru sancționați ca să nu mai repete. Vedem echipa lui Dinamo, 3-4-3. Cristi, știi că vorbeam de Copici la un moment dat în iarnă, că ar trebui să plece, că nu e soluția bună, că a fost o soluție proastă și uite, că a redresat echipa. Știu, n-am zis că o soluție proastă, dar momentul în care a venit la Dinamo era unul nepropice. Încrederea în Copici era foarte jos. Da. În general, nu credea lumea. E cam aceea situație cu Andrun de la Craiova, adică exact acum 5-6 meciuri se spunea la fel, trebuie să plece și iată. Este acolo. Adică acum sunt antrenori care au nevoie de timp, au nevoie să cunoască un pic și jucătorii, adică... Să mai își aducă niște jucători, că uite, Copici a adus niște jucători iarna asta, nu? Și oarecum da, Dinamo arată mult mai bine. Ce relație a avut el cu jucătorii, că uite, vezi, au venit pentru el pentru că știau, se știau pe și unii, cumva da. A contat foarte mult că el este aici.
Cum ți se pare care asta Dinamo? E echipă de retrogradat? Pe acum, cum arată clasamentul, dăm voie să spun că e destul de complicat așa. Câștigi două meciuri, ai scăpat din zona respectivă. Și orice se poate întâmpla. Dacă acum vreo câteva luni spuneam că Dinamo are șanse mici să scape de retrogradare, uite acum, cu 15 puncte, nu are Dinamo... Da. Bine, Craiova a mers foarte rău în play-off. Da, pe asta spun că și echipele celelalte i-au ajutat. Da, nu știu rezultatele oarecum. Adică dacă Dinamo va câștiga, va sări două poziții și trece peste Craiova și peste Iași. Pe la fel, Iașul din contracandidată, vorba lui Leo Brăzavu, a devenit candidată la retrogradare. Adică... Bine în clasamentul, da. Cu ultimele patru e luptă strânsă. Bine, și în condițiile în care sunt aceste echipe, și locul de baraj pentru ele ar fi o performanță reușită. Da, acum cum a mers așa tot campionatul, da, chiar ar fi într-adevăr să ajungă și la baraj. Hai să vedem cum e meciul. Uite, copii în tribune. Va fi un meci doar cu copii în tribune sub 14 ani și, repet, cu fanii în boxe care vor cânta în sală. Să vedem cât de tare se va auzi și cum îi va impresiona asta pe jucători. Ar trebui să fie un meci bun, Dinamo Petrol. Acum, cu circumstanțele astea, să vedem cum va fi. Mergem la meci, ne întoarcem după și, sigur, vom avea toate reacțiile de acolo.